Este un act de dreptate față de actul de independență al Republicii Moldova, un act de dreptate față de istoria cetățenilor Republicii Moldova. Este un act de dreptate față de actul de independență al Republicii Moldova, un act de dreptate față de istoria cetățenilor Republicii Moldova implicațiile intră în vigoare imediat și de ele trebuie să ia notă în cel mai scurt timp toate statele lumii, inclusiv Uniunea Europeană. La Uniunea Europeană vom fi două state care au limba oficială, limba română. Iar cei care nu se recunoșteau a fi români și spuneau moldoveni, mă întreb cum se vor numi de azi înainte, fiind vorbitori în mod obligatoriu și constituțional. Vorbitor de limba română.